Ce faceți? Foarte bine. Foarte bine. Sunteți niște scumpici! Mulțumim! Ce faceți? Bine? Da, sunt foarte bine. Voi ce faceți? Bine, am fost la cină, am făcut 4 luni astăzi și am sărbătorit. La luni, la mulți luni și mulți ani. Bă, frate, nu pot să cred că în sfârșit vă văd pe live. Știi că am fost foarte... Ce luni ai dat? Hai să jucăm un match și după... Nu mai știu. Hai să jucăm un match și după... După revenim, că nu stăm foarte, foarte mult. Ok, ok. Mamă, zici că sunteți siamezi gemeni, că vorbiți așa, ce vă sincronizați, știi? Nu suntem momentan în Anglia, suntem în România. Vă suntem la Bucan. Da, o mică vacanță. Te mâine zic că... Hai, Modelia, hai cu tap-tap-tap-tap toată lumea. Nu mai știu, am făcut înainte live, dar nu mai... Eu nu sunt cu tap-tap-ul, eu sunt cu mulțumirile, eu sunt ăla cu... Eu mulțumesc de suflet, Mihaela. Uite, vezi, mi-am ieșit numai. Dar tu ai făcut live-uri înainte, că m-ai povestit în casă chestia ta. Acum e cu la... mine, uita, deja ai îndrăgostit, ce să mai știi atât de multe? Nu mai acum 2-3 ani am făcut, nu acum. Da, uite, zic oamenii că ai slăbit, Liviu, și mie mi se pare că ai slăbit. Mulțumesc din suflet, te pup. Da, săracul, atât am muncit, e și normal. Am văzut, chiar te-ai apucat de muncă, serios, băia muncitor, bravo, mulțumesc, Elena. Foarte mult. Să știți că Antonia este o fată foarte faină. Și de apreciat. Pentru felul ei de a fi așa cum a fost. Și a fost sinceră. Așa cum e ea, e foarte ok. Da, păi nu, așa cum e acasă, fiecare. Cum e acasă? Ce face mama ta? E foarte bine, foarte, foarte, foarte bine. O enervează că fac live. Nu poate să doarmă din cauza mea. Da, trebuie să mă suport, n-are ce să facă. Mulțumim, Ionuț. Mulțumim. Pentru cine a votat mama ta în final? Pe cine a votat? Nu, n-a votat pe nimeni mama, n-a votat pe absolut nimeni. Chiar nu. Chiar nu. Dar gen, mamei îi plăcea de voi, oricum, de voi și de Iuliana și Vlad, clar, tot, că mamei îi place ce-mi place mie. Să știi că o să te sunăm, o să scriem că ajungem în București, că vrem să... Păi am vrut să-ți zic, dar tu prin București chiar nu mai treci, adică totuși, ieșim în patru. Nu știu, pentru că am fost foarte ocupați în perioada asta. Unde ieșiți în patru? Ieșim? Am încălcat data de patru, doamne, ce mă ascult. Nu mă, îți dai seama că și Cristian vrea să te vadă, Liviu. Mami, dacă mai ești împreună cu Cristian. Da, mai sunt împreună cu Cristian. M-am săturat de întrebarea asta. Nu vă faceți griji. Dacă nu-i vedeți împreună de fiecare, nu înseamnă că s-au despărțit. Sunt împreună, sunt bine oameni, doar în felul lor. Dacă ștergem pozele de pe Instagram, dacă nu mai vedeți poze cu noi pe Instagram, trebuie să vă gândiți că ne-am despărțit. Liviu, o să lucreze în domeniul construcțiilor, dar o să dureze puțin până o să își fac actele. Mulțumesc mult. Construcțiilor în Anglia. Pentru că când ajung eu sunt dispus. Auzi, după ce se termină meciul ăsta, știi să-l închizi tu? Eu nu știu. Da, ies eu, stai în știută. Nu știu, sincer. Dar uite, ca să știi cum o ieși, îți și arăt după aceea înainte să ies. Nu, să știi că dacă mă uit, mulțumim Daniel, mulțumim frumos. Mulțumim. Ioana, uite, am șapcă, iubire. Păi nu, eu am freză, nu vrea să mă strice. Haideți cu tap-tap. Eu cu freza asta... E primul live? Da. Am vrut să facem așa. Andreea, îți mulțumim din suflet. Am zis să intrăm. I love you. Eu mi-a zis cineva că trebuie să schimb freza. Am freza asta de vreo 9 ani și nici n-am de gând să o schimb. Asta știu să o fac, pe asta o fac. Mireluța, lasă-mi munca și o să încerc să-ți răspund cât de curând pot. Să știi că am foarte, foarte multe mesaje și de asta nu apuc să răspund tuturor. Mulțumesc frumos! Uite! Vreau să vă spun că eu n-am văzut în viața mea un păr ca lui Liviu să stea în halul ăla. Trebuie să faci reclamă la fixativ, omule. Deci sunt spun... Deci mă, de atâția ani e obișnuit. Da, chiar asta e. S-a obișnuit așa. Te-ai uitat la nouă sezon, Antonia? Nu m-am uitat la emisiune, dar am văzut frânturi și îmi place de o fată în care m-am regăsit foarte mult. Tu te-ai uitat? Știi fetele? Nu îmi picătez. Da! Mulțumesc, Daniel, Ioana, mulțumim! Să știi că noi ne-am uitat puțin, nu ne-am uitat mulțumesc, foarte Daniel. Mult, dar ne-am uitat. Să știi că mi-a plăcut toate fetele momentan, încă n-am putut să ne facem o părere. Mie mi-a plăcut de Tess. Atât. Și de Cassandra un pic. Da, toate sunt ok. Acum trebuie să rămânem să fim teme aproape. Până la urmă știi că la început nu e la fel. Da. Fiecare. Nu își dă seama mai degrabă. Se schimbă părerea. Dar nu mă întreabă, ai coroană. Unde e? Puneți-i Delii coroană, că ea vrea coroană. Coroana!
Delia, aștept nunta. Da, hai, în 23 august am invitat-o. La 23 august am invitat-o. Invitați-o la asta. Da, te pup. Antonia, ne auzim. Te pup, mamă. Te pucesc. Așa, pe iată. Te-am pupat, Antonia. Mergem înapoi să vorbim cu Ana. Te pup, pa. Mi-a părut bine să-mi cu voi. Ne auzim, scriem când vin București. Hai, vă pup. Ciao. Ciao. Antonia, câți ani ți-ai lăsat părul lung?